Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de Ion Buga. Bună seara, Ion! Bună seara, Stella! Cu ce noutăți vii astăzi? Cel mai bun tenismen al țării, Radu Albot, a avut o evoluție scurtă la turneul din seria Challenger din orașul japonez Kobe. Cu detalii revin imediat. Radu Albot a încheiat evoluția la turneul Challenger din orașul japonez Kobe. Tenismenul moldovean a fost eliminat în turul 2 de un reprezentant al țării gazdă venit din calificări. Radu Albot, principalul favorit al turneului cu un fond total de premii de 50.000 de dolari, a început bine duelul cu Yosuke Watanuki, câștigând primul set cu 7-5. Echilibrul s-a rupt în partea secundă la 2-2, când japonezul de 19 ani a reușit break-ul. Reprezentantul gazdelor și-a judecat lejer setul secund, iar ulterior și pe al treilea, după ce s-a impus în 10 game-uri consecutive. Astfel, Radu nu a reușit să-și facă un cadou frumos de ziua sa. Cel mai bun tenisman al țării va împlini pe 11 noiembrie 28 de ani. De-a lungul carierei, Albot a câștigat 6 turnee din circuitul ATP Challenger, ultimul chiar acum câteva zile în Shenzhen, China. De asemenea, el are în palmares 14 victorii la turneele din seria Futures. În prezent, Radu Albot este cel mai bine clasat tenisman moldovean în ierarhia mondială, locul 86. Internaționalul moldovean Eugen Cebotar a fost integralist în partida pe care echipa sa Sibir a obținut victorie clară în fața formației secunde a celor de la Zenit Sankt Petersburg. Gazdele de la Sibir s-au impus cu scorul de 3-1 și rămân neînvinse de 3 etape în a doua ligă a Rusiei. Eugen Cebotaru a jucat tot meciul și a avut o prestație convingătoare. Galăș a deschis scorul pentru Sibir spre finalul primei reprize, iar Beliaev a dublat avantajul în debutul mitanului secund. Oaspeții au dat semne de revenire după ce Paniukov a redus din diferență, însă ultimul gol a aparținut la fel formației din Novosibirsk. Reușita lui Magal din prelungiri a risipit orice emoție în privința învingătoare. Grație acestei victorii, Sibir a urcat pe locul 8 în clasament, iar în următoarea etapă va face deplasare pe terenul celor de la Fakel Voronej, aflați pe o treaptă de retrogradare. Bolton Celtics este de neoprit în acest sezon din campionatul nord-american de basket. Echipa antrenată de Brad Stevens a obținut a 10-a victorie consecutivă. Ultima victimă a basketbaliștilor din Boston a fost Los Angeles Lakers. Într-un meci plin de spectacol, Celtics s-a impus cu scorul de 107-96. Cel mai bun jucător al învingătorilor a fost australianul Aaron Baines, care și-a trecut în cont 21 de puncte și 8 recuperări. Rozier, trying to find some room to operate, gets inside, a just back shot, one goal, takes there on the foul. Vedeta Kyrie Irving a contribuit cu 19 puncte, iar alte 18 puncte a reușit Marcus Morris. Seria fără înfrângere a celor de la Boston poate continua, urmând ca în etapa următoare să se confrunte cu mai mult modesta formație a celor de la Charlotte Hornets. Autogolurile în sportul rege sunt uneori foarte spectaculoase. O demonstrează o reușită din Cupa Prințului Qatarului. Autogolul haios a venit la meciul dintre Al Gharafa și FC Qatar. Nefericitul marcator a fost consolat imediat de coechipieri, iar golul s-a dovedit a fi unul decisiv, pentru că gazdele s-au impus cu scorul de 2-1. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. La revedere!